Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi, în acest video, o să vorbim despre un program. Un program foarte, foarte interesant, care ne va scana practic sistemul nostru și ne va arăta ceea ce avem noi în el. Bineînțeles, el ne va scana, ne va găsi tot ce avem instalat în PC-ul nostru, programele care rulează, dar în același timp o să avem foarte, foarte multe semne de întrebare. Ei bine, eu am să vă arăt cum puteți să vedeți ce este și cu ce se ocupă. Haideți să vedem cam despre ce este vorba ca să înțelegeți mai exact. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați și voi un like, dacă vă plac chestii de acest gen mai ales, pentru că pot să vin cu astfel de videouri din ce în ce mai multe, în care voi să învățați, în care să aflați cam toate tainele sistemului de operare, cât și a componentelor așa că hai să trecem mai departe și cum am spus nu uitați dați like și dacă vă place ceea ce fac eu să vă și abonați dacă nu sunteți abonați, bineînțeles și share. Hai să vedem, acest program se numește System Explorer, deci mergem tot pe site-ul celor de la Softpedia, mergem unde scrie download, eu am să vă las link exact în partea asta și vă va trebui doar să dați download aici, eu de pe Softpedia nu am avut niciodată probleme și lucrez cu Softpedia, de ani buni, ani buni de zile, urmăriți toate tutorialele mele și o să vedeți că tot ceea ce descarc eu le descarc de pe Softpedia. mergem pe partea de Softpedia Myer US, da? Așteptăm puțin să descarci, în caz că nu se descarcă, dați aici un scrie click de start manual, da? Și dați save sau save as. Și alegeți Calea unde vreți voi să se descarce. Deci vreți să băgați în ce, băgați în ce. Vreți pe desktop, dați în desktop. Eu am pe desktop un fișier care e numit D-Programe și am să-l descarc aici. Asta e ceea ce am descărcat eu. Nu vă rămâne decât să dați dublu click, să dați install și atât. Nu mai aveți nimic. Se instalează în câteva secunde, în 3-4 secunde. Pentru că e un, e un programel foarte, foarte mic. Bun. Dăm asta la o parte și hai să vedem ce face programul nostru. Asta este programul da? Ei bine, vedeți, acesta se ocupă și de securitate. E ok. Și după cum vedeți, eu am aici ceva șmecher, adică ceva ce poate nu știu. Eu știu ce este. Deci fiecare în parte știu ce face. Dar să presupunem că eu nu știu ce înseamnă asta. Și o să vedem cum aflăm. O să vedem cum aflăm. Dar prima dată va trebui să dați un security scan. O să-i dați start security check și așteptați câteva secunde sau câteva minute în funcție de sistemul vostru. Astea sunt programele care mie îmi rulează acum, în acest moment. Așteptăm, v-am spus, nu, nu, e mult de așteptat, de, la mine durează în jur de 30 de secunde. Hai să dau puțin asta la o parte, după cum vedeți se mi-arată aici câtă memorie RAM folosește, în același timp îmi arată și procesorul, cât din procesor e folosit de aceste programe care îmi rulează mie în fundal, da? După cum vedem, Cam Camtasia Studio consumă cel mai mult. Dăm close aici și avem absolut tot scanat. Hai să vedem ce avem acum în această interfață. Aici dacă vreți să donați, puteți să donați. Dacă nu puteți să dați pe X, nu, nu vă obligă nimeni să donați. Programul este free, gratis, nu trebuie să plătiți nimic. Îmi place că avem detalii despre tot. Aici avem sistemul de operare, ceea ce rulează din setări, da. Explorer și sistemul. Avem ceea ce avem în Windows, Sistemul nostru va trebui să debifați toate, să le luați pe rând. Aici e sistemul de operare, Windows-ul, da? ce rulează în Windows și astea sunt ce am instalat eu, ce am mai băgat eu pe lângă. Bineînțeles, acum exact ce v-am spus eu, avem câteva neclarități, câteva chestii, din. A, de, de, astea care nu le cunoaștem, să zicem că nu le cunoaștem, cum v-am spus eu le cunosc. Dar hai să vedem cum vă aflați voi despre ce este vorba. E foarte simplu, fiți atenți la mine. Da? Să presupunem că nu știm ce înseamnă igfxm.exe. Dăm mouse dreapta și dăm pe Google Search. După cum vedeți, am deschis opera, mi-arată că am deschis opera. Mi-arată că am deschis opera. Și asta mi s-a deschis mie, în prima fază. Asta mi s-a deschis mie. Bun. What is? Ce este, da? Igă, fXM, exe. Bun, să presupunem că nu înțelegeți ce înseamnă și vreți totuși o nu știu, să vedeți în limba română. Copiați, țineți clic stânga aici, mouse dreapta, copiază, deschideți un alt tab, mergeți în tab, scrieți aici de pește. Asta va trebui să aveți dacă aveți browserul în limba română. Și după aceea vedeți aici. Traducerea acestei pagini Bun. Și hai să vedem ce este. Și citim. Ce este IGFXM? Extensia exe pe un nume de fișier indică un fișier exe executabil. Adică da exact ce v-am spus eu. Fișierele executabile pot în unele cazuri să deuneze computerele prin urmare. Deci aveți grijă, da? Exact ce spune, dacă executabilul are acces la sistem. Vă rugăm să citiți mai jos pentru a citi pentru tine dacă este pe computer, este un troian care ar trebui să, să, fie eliminat sau dacă este un fișier care aparține sistemului de operare. Bun, asta ne-a spus, nu știe deocamdată, nu ne-a spus ce este. Informații fișier. Procedeul cunoscut aparține software-ului Intel Common User Interface de către Intel, www.intel.com, da? nu este esențial pentru sistemul de operare Windows și cauzează relativ puține probleme. Dar îl avem de la Intel. Este în regulă pentru că îl avem de la Intel. Pe mine nu mă deranjează că transmite câteva detalii către Intel despre cum se comportă acest procesor. Pe baza a ceea ce transmitem noi utilizatorii, da? ei pot ști mai departe ce îmbunătățiri să aducă procesoarelor. Ok, deci cu asta ne-am lămurit deci ați văzut, am aflat ce este cu acesta. Bun, dar mai departe iar vreau să mai știu ceva. Text Help X. Măi, dar ce însemna asta? Hai să vedem. Google Search. Exact. Mergem la fel să căutăm. Și o să-l scriu eu. Așa. Și să vedem acum ce înseamnă. Măi, nu găsesc tot caut, caut, caut. Nu-l găsesc, dar uite, văd ceva aici. Da? Și dau aici să vedem totuși ce avem despre el. Și hai să vedem ce ne spune aici, la depanare, că ar trebui eliminat dacă fișierul nu se află în dosarul original. Acesta poate fi un software rău intenționat. Bun, haideți să vedem acum cum facem acest lucru. Dau mouse dreapta și vreau să văd. File Detailed. Și hai să vedem unde face parte. Ia uitați unde face parte acesta, de unde face parte. Pentru că ne spune, dacă nu e în fișierul lui original, poate face rău. Dar hai să vedem ce este vorba, da? Este vorba unde este băgat, în ce program file si TOP 6 text.mit Camtasia Studio. Deci este în fișierul lui, este ceea ce trebuie, deci face parte din Camtasia Studio. Așa că ne-am liniștit. Cam asta e, în rest ce să... Uite, hai să vedem asta de aici. Căsăresă Dăm și aici să vedem ce înseamnă asta. Uite și așa puteți să învățați voi despre PC-ul vostru, despre ceea ce înseamnă, face foarte, foarte mult. What is the Windows CSRSS ăsta? Bun, dăm așa, mouse dreapta copiază și deschidem un alt tab, lipește și caută și găsim și mergem pe prima și dăm traducerea acestei pagini. V-am spus, eu știu ce înseamnă, dar vreau ca să învățați voi să vedeți. Hai să vedem ce înseamnă. Acesta este partea user Mode a subsistemului Win32, cu Win32 SIS fiind porțiunea de kernel mod. CSRSS, uh, standuri pentru server subscription runtime client și este subsistem esențial pe care trebuie să funcționeze în orice moment. Nu e la pornire, dar ce dacă ar fi, atunci oamenii s-ar putea transforma, l-ar putea face, l-ar putea trece de fapt pe off și ar fi foarte rău. Deci chiar dacă traducerea nu e corectă, noi putem să uh, deducem. Da? Deci nu e la pornire, nu o să-l vezi la pornire din cauza sau un task manager, pentru că dacă vezi, îl vezi, po îi poți opri procesul. Ori dacă îi prești procesul, îi face rău sistemului vostru. Deci este un program care aparține de Windows. Deci după cum vedem, aflăm absolut tot ce ne interesează pe noi din ceea ce avem aici. Program, mergem la performance. Ei bine, aici iar e foarte tare chestie pentru că poți să vezi poți să vezi cum funcționează sistemul tău. O să vă arăt ceva. O să deschid YouTube-ul. O să trag fereastra deoparte și o să pun un video 8K. Să vedem ce se întâmplă. O să pun un video 8K. Nu-l pe interfață aici ca să nu am probleme. Am pus un video 8K. Faptul că voi nu-l vedeți, o să vă arăt că fundea, uh, rulează în fundal, ca să nu credeți că vă mint. Uh, Uitați-l aici. Da? Rulează în fundal, doar că nu vreau să-l arăt, nu vreau să am probleme. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă. Rulează în fundal și hai să ia uitați aici la memorie. Memorie RAM 28% și uitați aici cum încă va urca. Va urca până la un giga și. Deci acest video, ca să-l vizionez, mie îmi folosește peste un giga memorie RAM. Pe când la procesor, eram undeva la 50-60%. Da, ia uitați, aici eram în mod normal da? și aici a crescut de când am băgat, am băgat, acest video în 8K. Deci e un program foarte, foarte util, foarte, foarte bun. Aici avem conectivitatea, dar avem și acest plus unde putem să mai adăugăm taburi. Da? Avem un installer. Adică poți să să-ți dezinstalezi programe. Sunt unele programe care nu se dezinstalează. Ei bine, cu acesta ai se să poți să-l dezinstalezi. Avem Security Info. Avem adițional Info. History. Task Manager. Deci avem... Ia uitați. Da, asta e în test manager. Exact cum arată nou test managerul, îl avem și aici. Da, și am atașat tab. Mai vrei să-i adaugi unul? Îi poți adăuga, da? Uite, driver. Am mai pus și driver. Poftim. Uh, mai poți adăuga încă unul. E ok, deci poți să faci ceea ce vrei tu. Da? Dar aici ți-am spus, ia uite, unde am folosit 8K, deja se cunoaște diferența. Închid browserul acum și după ce am închis browserul scade, da? Mi-a mi ieșit uh, opera și am restul ce în merge mie în fundat. Și aici o să vedeți cum scade. Uh, deci uh, ați văzut ce înseamnă acest program. Este un program bun, un program care te învață, un program care îți explică. Tot ce ți se pare ție suspicios poți să verifici. Deci ți-a părut ceva suspicios exact poți să faci. Dacă mai ai un program antivirus, uh, cum am eu aici de exemplu FileCheck, dacă ai un program antivirus instalat în sistemul tău, poți să dai mouse dreapta și poți să alegi să scaneze cu antivirus. În primul rând, sfatul meu ar fi să căutați în Google Search să vedeți ce este cu acel proces. Nu vă puneți să umblați voi pe aici să-i schimbați prioritatea. Da? Lăsați-le așa cum sunt, verificați prima dată ce aveți, ce sunt fiecare în parte, le și învățați și în același timp vă și lămuriți cu toate în parte. Da? Și ce vreau să vă mai arăt? Vreau să vă mai arăt, dacă dau în bară jos, fiți atenți ce vedem aici. Avem, ăsta este programul nostru, dacă dau mouse dreapta, ia uitați ce avem aici. Putem să oprim de aici, să dăm pe Hibernet, Restart Windows, Log of User, Suspend Windows, Lock Workstation. Dar în același timp avem și utilitățile care le avem în parte, dar poate vrem să vedem Performance Monitor. Sau vrem să vedem Local Security Setting. Uite, aici avem defragmentarea discului scurtături care sunt bune sau mai puțin bune. Dar ați văzut cam despre ce este vorba, ați văzut programul în sine ce face, este un program foarte bun. Uite așa învățați despre tot ce aveți voi în PC-ul vostru, cum se numește fiecare și v-am arătat cum puteți afla în caz că aveți un fișier. Nu-l înțelegeți, nu știți despre el ce e cu el acolo, nu sunteți siguri de el, puteți să-l scanați, puteți să-l verificați în Google cum v-am arătat, puteți să vedeți ce este cu acel fișier. Dacă v-a plăcut, nu uitați, like, share, dacă vreți să mai fac astfel de video în care voi să învățați câte ceva, așa că dragii mei, până data viitoare, eu v-am pupat! Papa.